Facem această conferință de presă înainte de a începe vacanța de vară și de a anunța câteva probleme importante care au apărut în ultima perioadă de timp pe plan național, județean și local. Deci avem trei subiecte în această conferință de presă și câteva completări de niște anunțuri care dorim să le facem mass media locale. Primul subiect ar fi situația politică națională în urma desfășurării Congresului PNL la sfârșitul săptămânii trecute, din data de 27-28. Al doilea subiect, situația politică județeană. După ședința Consiliului Județean, care a avut loc tot săptămâna trecută, pe data de 24-06. Iar al treilea subiect, iarăși o prezentare a situației politice locale, după ședința de astăzi, în cadrul Consiliului Local Pașcani, unde va prezenta cei doi colegi ai mei, domnul Nichifu, domnul Ienea, problemele care s-au dezbătut în cadrul Consiliului Local și alte anunțuri. După cum spuneam, la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Congresul Partidul Național Liberal. Acest congres a avut loc în urma demisiei președintelui și a întregului birou după alegerile europarlamentare. S-a luat această hotărâre întrucât conducerea partidului, în frunte cu președintele domnul Crin Antonescu, a considerat că neîndeplinirea pragului la alegeri de 20% și asumă răspunderea pentru eșec. A fost pentru noi un eșec, a fost o problemă. Sunt mai multe cauze de a obținut acest procent la nivel de țară, nu mai spune la nivel de județe, de orașe, municipii de județ, cât și de municipiul nostru. Deci a fost ales o nouă conducere, cum era de așteptat, a fost ales ca președinte al Partidului Național Liberal domnul Iohannis, Claus Iohannis. Alături de dumnealui a fost aleasă și noul birou județean, biroul național central, a fost aleși 31 de vicepreședinți și ceilalți membri. La funcția de vicepreședinte au candidat mai mulți colegi la nivel de țară, printre care și domnul președinte Cristiana Domnițe, care a obținut cel mai mare număr de voturi ca vicepreședinte în cadrul Biroului Național. Deci sunt în total 31 de vicepreședinți. Sperăm că noua conducere care a fost aleasă la sfârșitul săptămânii trecute să-și îndeplinească obiectivul de a câștiga alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna noiembrie-decembrie anul acesta. După cum ați putut observa, încă nu s-a decis candidatul pentru alegerile prezidențiale. Inițial s-a plecat cu domnul Claus Iohannis, care s-a manifestat dorința de a candida pentru această funcție. În cadrul congresului, ați văzut, a fost un congres foarte transparent și a fost chiar întrebat de ziariști pentru a candida și domnul Crin Antonescu, care nu a negat aceasta. Deci, în momentul de față, avem doi candidați din partea de Partidul Național Liberal pentru prezidențiale. S-au hotărât ca aceste două candidaturi să fie dezbătute într-o delegație permanentă al Partidul Național Liberal, care va avea loc într-un viitor cât mai apropiat, săptămâna asta sau săptămâna viitoare. Dar, în orice caz, decizia se va fi a întregii națiuni, pentru că eu consider și ceilalți colegi consideră că candidatul pentru prezidențială se va stabili în baza unui sondaj, cum am procedat și la legile locale, și la legi prezidențiale și parlamentare. Cel mai bine plasat candidat, acela va fi candidatul nostru al partidului pentru prezidențiale. Cam asta e legat de congresul care a avut loc în ziua de 27-28. Sperăm, am spus, conducerea aleasă să obțină ceea ce ne dorim fie toți membrii Partidului Național Liberal, câștigarea alegerilor prezidențiale. Al doilea subiect vreau să vă spun legat de ședințele de Consiliul Județean în calitate de președinte al organizației municipale și de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Iași, reprezintă atât comunitatea locală cât și celelalte localități ale noastre, ale în jurul Pașcanului, ca
și consilier județean. Deci am luat o hotărâre foarte înțeleaptă, foarte bună. Deci la ultima ședință care a avut loc pe data de 24.06, aceea de a fi reabilitate drumurile județene. După cum știți, acum un an a început reabilitarea aeroportului, care a fost primul obiectiv al actualei conduceri județene, al domnului Cristiana Domniței și a întregii echipe. Ca prioritatea numărul 1 al județului a fost reabilitarea aeroportului, care deja s-a început la sfârșitul anului trecut. Se preconizează ca cel târziu în septembrie, deci dacă nu în august, ca lucrarea să fie finalizată. În paralel s-au depus proiecte pentru accesarea de fonduri europene, proiecte care au fost și aprobate, deci se va deconta toată suma necesară care este inclusă pentru reabilitarea acestui obiectiv, deci în jur la 25 de milioane de euro. Iar acești bani care s-au început lucrarea la aeroport se vor distribui către drumurile județene. Tot la sfârșitul anului trecut a fost aprobat master planul pentru reabilitarea tuturor drumurilor județene la nivel de județul Iași. În total sunt peste 1000 și ceva de kilometri de drumuri care trebuie să reabilitați. S-a stabilit ca odată cu demararea partei de accesare de fonduri 2014-2020 să fie reabilitate prin accesare de fonduri europene 3 drumuri județene, care l-aș și enumera, ar veni drumul județean care pleacă de la Iași, Cropnița, Coarele Caprei, Belcești, Scobinți, Lespezi și va continua și chiar prin județul Suceava. Chiar săptămâna trecută a fost asemnat un acord de parteneriat cu Consiliul Județean Suceava pentru accesarea de fonduri pentru acest drum, care se continuă, v-am spus, până la mijlocul județului Suceava. Al doilea drum județean care se va reabilita este drumul județean care pornește de Iași, Miroslava, Dagâța, pe partea, pe zona aceea, în jur la vreo 70 de kilometri. Deci este al doilea drum care se vor reabilita prin accesarea de fonduri. Iar și al treilea obiectiv a fost centura ușoară a Iașului, care pornește pe Iași, Popricani, Lețcani, Voinești, partea aia altă spre Lunca Cetățuiei, deci înconjoară Iașul, Holboca, iar și în jur aici aproape 80 de kilometri. Eu aș vrea să aduc la cunoștință câteva lucruri importante care sunt utile pentru locuitorii noștri, deci în master planul care s-au aprobat, am spus, la sfârșitul anului trecut, sunt incluse aproape 10 drumuri județene. Și l-aș enumera în acest program care se încearcă să înceapă într-un moment cât mai apropiat. Deci ar veni așa, nu mă uit exact pe tabelul care noi l-am și aprobat, ar veni drumul DG208 Cătărâș-Uda, DG208 el Brătești, deci Pașcan, Brătești, Miroslovești. Deci drumul care îl avem aproape de noi. Un alt drum care a fost pe primul loc în mandatul trecut, când era un consilier județean și deja s-a aprobat, este DG281 Blăgești-Todirești. Todirești, Coasta Măgurii și Coasta Măgurii, Cotnari. Deci un drum care are o lungime de aproape 30 de kilometri. Deci este prioritar pentru întreg județul de a fi reabilitat. Un alt drum care se încearcă, Lespezi-Dumbrava-Vânători. Cunoaștem foarte bine că legătura cu Comuna Vânători în Lespezi este un drum care este foarte distrus. Un alt drum care a trecut deja în cadrul Consiliului Județean din drum comunal în drum județean este Cozmești-Ciohorâni. Un alt drum care iarăși se va reabilita, DG208, modernizarea prin asfaltare Tătărâș-Iorcani, la limita județul Suceava. Deci cam astea sunt drumurile care ne-am planificat noi în zona noastră. V-am spus că sunt 48 de drumuri în lista mea. Aproape, v-am spus, 10 sunt pe zona noastră. Deci spuneam că banii necesari pentru reabilitarea acestor drumuri vin de la aeroport și accesarea unui credit
care s-a aprobat săptămâna trecută, în jur la 25-30 de milioane de euro, ca completare pentru a fi realizate toate drumurile planificate. Din studiile de fezabilitate, care au fost făcute acum câțiva ani de zile, 2-3 ani de zile, a reieșit că ar fi necesar pentru reabilitarea tuturor drumurilor județene în jur la vreo 80 milioane de euro. Dar după cum știți, studiile au fost făcute cum au fost făcute, evaluate de către vechea guvernare, de doamna Udrea, deci când era la ministerul respectiv, a fost încărcate, luate alte variante, dar acum se va face studiile de fezabilitate pentru drumurile care nu avem toate informațiile necesare și sperăm să ajungem la o valoare reală, în jur la 50 de milioane de euro. Dacă să ajungem la 50-50 ceva de milioane de euro, deci adunăm cele două valori de la aeroport, 25 de milioane și cu 25-30 de milioane care facem creditul, deci ne am acoperit valoarea necesară. Și la ocală și la orice licitație să pornește valoarea estimată și să ajunge la valoarea 70-80%, 90%, depinde acum. Deci ni s-a transmis și dorește de foarte mult ca domnul președinte acest proiect de reabilitare să înceapă în 2015, pentru că sunt niște etape greoaie. El avea cât mai repede. Deci s-a accesat partea de credit, urmăm partea de studii de fezabilitate într-o lună, două, de fapt spus, poate vor mai apărea și alte drumuri, dar s-a votat un master plan care au participat toți primarii celor 28 de localități, au fost de acord toți cu aceste drumuri care se doresc a fi reabilitate. O să vedem dacă actuala majoritate din Consiliul Județean își va ține cuvântul ceea ce au hotărât în toamna anului trecut. Deci asta spuneam, astea două probleme importante ar fi pentru noi, deci reabilitarea drumurilor județene care sunt al doilea obiectiv important după aeroport să reabilităm. Dacă se încearcă în 2015, deci se vor începe pe loturi ca să fie un întreg, deci se încearcă toate drumurile. Nu, dacă este numai o singură firmă, atunci vor fi probleme. Atunci participăm mai multe firme, împărțit pe loturi, deci va începe în toate părțile. Legal de al treilea punct, după cum știți, astăzi a avut o ședință de Consiliul Local, au fost dezbătute mai multe proiecte de hotărâre, dar aș ruga pe cei doi colegi, domnul Nichifor, care este lider de grup al Consilierului Liberal din Consiliul Local Pașcani, și domnul Iene, dacă are de ceva de adăugat, problemele de astea, o să ne prezinte, să vă informeze tot ce s-a aprobat și a susținut dumnealor. Poftiți, domnul Nichifor. Da, eu mai puțin am să mă leg de proiectele de hotărâre de astăzi. Au fost, să zicem, niște proiecte necesare. Cel mai dezbătut a fost proiectul prin care trebuia aprobat protocolul sau între Primăria Pașcan, Consiliul Local și Apa Vital de preluare a licenței presta servă apa. Datorită unor formulări care nu le-am înțeles prea bine sensul, s-a luat hotărârea că acest document să fie amânat, deci el nu a fost votat, s-a amânat și urmând, ca în urma unor discuții cu APA Vitalul, să se înțeleagă exact sensul celor scrise în documentul respectiv, că dacă se aproba în forma asta, erau multe variante interpretabile. În Consiliu sunt vreo 3 juriști, cu secretarul 4, și fiecare avea altă părere de modul de interpretare a punctelor respective. Eu, în schimb, am să mă leg de un alt subiect, și anume desfășurarea proiectelor din cadrul programului integrat de dezvoltare, acel PIDU din municipiul Pașcani. Am aflat de curând că s-a semnat și contractul cu executantul privind reabilitarea infrastructurii stradale, în care intră cei aproximativ 5 km de stradă, plus scările mari, scările mici și esplanada. Din punctul nostru de vedere, ne bucurăm că s-a semnat acest contract, având în vedere că PIDU e un proiect care a fost demarat de pe perioada vechii administrației, din perioada primarului Grigore Crăciunescu, și am aici în față de ele au fost, deci contractele de finanțare au fost semnate în luna 7 a 2011. Deci sunt exact 3 ani de zile de când au fost semnate contractele de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est și
Deci după 3 ani de zile am reușit să contractăm și ultimul contract, ultima lucrare cu executantul. Deci am zis că ne bucură lucrul ăsta, dar după modul în care merg lucrările, ne este frică să nu depășim termenul de închidere a acestor lucrări, și anume finele anului 2011. Dacă pentru un proiect simplu, pe un parcul, a trebuit mai mult de un an și jumătate și el încă nu este finalizat, vă dați seama cât o să trebuiască... 2015, nu? Da, sfârșitul anului 2015 e termenul în care se mai pot face finanțări pe actualul program. Ce o să se întâmple cu acest proiect? Deci tragem un semnal de alarmă pe în acest moment, privind implicarea tuturor factorilor responsabili, încât să se realizeze în termenul care a mai rămas, că eu știu, termenele contractuale sunt depășite de mult, pentru a nu pierde aceste finanțări. Și dacă vorbim de finanțări, au trecut deja 2 ani de zile de când actuala conducerea primăriei a preluat mandatul lor, deci din iunie 2012, suntem în 14 acum, și deci 2 ani de zile, și nu aveți nici dumneavoastră, nu avem nici noi vreo informație cu un nou proiect depus cu finanțare din bani europeni. Dacă cu acest proiect, care a fost așa de mult hulit, discutat, am reușit și am adus 5 milioane de euro în municipiul Pașcani, în 2 ani de zile nu s-a depus măcar un proiect, nu de 5 milioane, de 100 de mii de euro, nu s-a depus niciun proiect cu finanțare, încă o dată zic, cu finanțare europeană. Primăria dispune de un compartiment specializat pentru așa ceva. Dacă aveți dumneavoastră informații că s-a depus, vă rog să-mi spuneți și, să-mi spuneți și mie. Mai mult de atât, orice nou proiect cu finanțare europeană nu se poate depune dacă nu are aprobată strategia de dezvoltare a municipiului. După câte știu eu, strategia de dezvoltare a municipiului Pașcani expiră în 2015, deci ce a fost aprobată, acea strategie aprobată pe mandatul primarului Crăciunescu, a fost aprobată până în 2015. Deci, în mod normal, trebuia tras semnalul de alarmă de mult și să se pornească o nouă strategie pentru perioada 2015-2020 ca să se poată accesa fonduri și proiecte pentru această perioadă. Deci tragem acest semnal de alarmă că din bani, din taxele și impozite locale sau din bani care să vină de la guvern, nu vom putea face mare lucru în Pașcani. Singura noastră șansă este să accesăm proiecte, bani europeni, și dacă nu depui proiecte, niciodată nu o să-ți vină bani europeni. Am încheiat. Domnul... Da, aș vrea să mă refer la proiectele de hotărâre care s-au dezbătut astăzi în cadrul ședinței de Consiliu Local. Majoritatea proiectelor au fost de interes public, nu de interes de grup. Drept fapt, noi, consilierii Partidului Național Liberal, am votat în afară de proiectul care a fost retras, care a explicat domnul Nechifor, pentru că au fost niște proiecte în care era vorba despre rectificări de buget la Casa de Cultură, despre stabilirea unei zone de închidere pe strada Ștefan cel Mare între Casa de Cultură și Poștă pe timpul verii, pe timp de vară, și de asemenea acolo s-au mai fost, au fost câteva amendamente, unul propus chiar de mine referitor la reducerea vitezei de circulație de la 50 la 30 la oră între Poștă și Casa de Cultură, pentru că e o zonă mai aglomerată, o zonă comercială, după cum știți, copiii sunt în vacanță în această perioadă. Colegii au fost de acord, colegii din Consiliu. În rest, au mai fost vorba despre crearea bugetului la instituții din subordine,
aici ne referim și la cantina de ajutor social. Aici am votat rectificarea de buget, dar de asemenea am solicitat avizul sanitar veterinar funcționare al cantinei, pentru că în ultima perioadă nu s-au mai făcut investiții la cantină. Dacă aș spune ultima perioadă, putem spune mai mulți ani în spate. A fost o propunere personală în urmă cu câteva luni, și domnul primar a spus că ia act de propunerea mea referitor la externalizarea serviciilor de pregătirea mesei pentru persoanele sociale, cazuri sociale, și dar nu s-a întreprins nimic în acest caz. Domnul responsabil, domnul Miron, care răspunde de cantina de ajutor social, a promis că în următoarele două luni o să solicite Consiliului și o să reabiliteze clădirea, o să o igienizeze, o să facă o încălzire proprie, că acolo este, dacă o să aveți curiozitatea, presa. Cu bani de la bugetul local sau cu bani? Cu bani de la bugetul local, că nu are cantina de ajutor social alte surse de finanțare. Și dacă o să aveți curiozitatea să mergeți până acolo, să vedeți că este, există o instalație de încălzire într-o sobă veche, care este un pericol pentru persoanele care lucrează acolo. De asta am susținut cel mai mult externalizarea serviciilor sociale de la cantină, să merg la un privat care are posibilitatea să investească și cu banii care îi primește cu alocația de hrană pe membru care este înscris la cantină, ar putea rezolva problema și ar economisi bani de la personal, care personal lucrează acolo atâția, plus plătesc celelalte taxe, întreținere și ce mai consumul de mără. Legat de acest subiect, se discuta la un moment dat despre un parteneriat între grupul școlar Unirea cu cantina de acolo. Da, a fost o propunere chiar a domnului primar Pantaze, dar nu ne-a mai explicat nimic. Probabil o are în vedere și în perioada următoare să dea un răspuns dacă poate aloca bani pentru renovarea spațiului de la cantina de ajutor social sau poate externaliza în altă zonă pentru prepararea hranei. Un alt punct am discutat, deci ca să nu vreau să reiau, dar n-am avut astăzi subiectul discuției. În schimb, de la ședințele anterioare s-a pus problema Comisia de Reglementare a Circulației, în care nu au fost făcute mai multe propuneri și nu s-a materializat nici aproape niciuna referitor la semnalizarea cu lumină intermitentă a trecerilor de pietoni de la Kaufland pe strada Grădiniței, zonă unde, știți, au avut loc câteva accidente de circulație, soldate cu chiar deces sau traumatisme a pietonilor respectivi. S-a mai discutat, a mai fost o zonă care nu se ocupă nimeni, este zona la intrarea din Spriaș, în față la Lukoil. Nu se respectă acolo, în cadrul Comisiei Circulației anterioare din anii precedenți, există o hotărâre prin care oprirea este interzisă în zona pe dreapta la intrare în Pașcani și acolo sunt zeci de tiruri care staționează ziua, noaptea. Este o zonă foarte, o neapărat urâtă, dar pentru o intrare în Pașcani ar trebui un cât de cât aranjată, pusă la punct. În același ședință s-a discutat foarte mult despre amenajarea parcării de la piață din zona Valii, nici acolo. Ce mai știți de această propunere? Păi a promis domnul viceprimar că o să ia măsuri și cu reabilitarea parcărilor, inclusiv a fost o propunere să reabilităm, adică mai bine spus să amenajăm o parcare la biserica Înălțarea Domnului din deal, de lângă strada Grădiniței, este o zonă acolo a primăriei, unde multă lume aruncă gunoaie, deșeuri, nu știu neapărat dacă de la, din cimitir sau din altă parte,
Și a fost o propunere care s-a luat cont de ea și chiar Comisia de Circulație a votat acea propunere, urmând să facă și lucrarea, dar când, nu știm. Probabil este timp și anul acesta. Bănuiesc o să... Iar cu parcarea în zona, de la, zona Valei, de la lângă Veronica piață, Mică. Da? De lângă piață. Știți că un consilier de al nostru a venit cu o propunere privind achiziția unui teren în spatele pieței pentru organizarea unei parcări pentru toți cei care au activități. Nu neapărat pentru microbuze. Deci cei care își duc activitatea în piață, decât să lasă mașina la stradă, își duc microbuzul, mașina personală, să o ducă să o tragă într-o parcare în spate acolo. Deocamdată, adică propunerile noastre, vedeți că nu prea au șansă de izbândă în Consiliul Local, sunt... Da, asta este altă situație. Dacă dumneavoastră mai aveți alte întrebări sau domnul președinte... La completarea asta, deci vreau să facem iarăși două anunțuri. După cum știți, pe 2 iulie se împlinesc 510 ani de la trecerea în neființă a Marelui Domnitor și Sfânt Ștefan cel Mare. Acum am desfășurat prima acțiune, anul acesta dorim să continuăm această acțiune, deci pe data de 2 iulie, la ora 10, vom face un tedeum la statuia Marelui Domnitor și Sfânt și vom depune o coroană de flori. Facem apel la toate instituțiile publice, la partidele politice și toți cei care vor să respecte administrația locală, tot. Deci cei care vor să fie alături de noi, să aducem omagiu Marelui Domnitor și Sfânt, să participe la această acțiune, deci pe 2 iulie. Merg la ora 10. Astăzi a mers cineva din partea partidului noastră și a reabilitat. Deci noi încercăm, dacă administrația locală tratează cu indiferență această statuie, acel soclu, considerăm că orice muncă voluntară este binevenită pentru comunitate. Deci noi încercăm să menținem această statuie și soclu în condiții cât de cât optime. De asta noi o pregătim pentru ziua de 2 iulie. Am făcut apel și sperăm... Și pășcăneni. Pășcăneni, instituții publice, partidele politice, exact cum a pornit acest depunere curând de flori la monumentul din Fântânele, văd că a devenit un obicei și este binevenit. Pe perioada de vară, deci vreau să ca acțiune din partea Partidului Național Liberal, vreau să vă informez că noi, la sfârșitul lunii august, organizăm cea de-a doua ediție a școlii de vară pentru tineri liberali din zona noastră, adică a municipiul Pașcal și celelalte 22 de comune, deci la sfârșitul lunii august. Este o acțiune a Partidului Național Liberal și sperăm să aibă un ecou atât în rândul partidului, membrii partidului, cât a simpatizanților. Unde va avea loc și ce se întâmplă? Deci, un simpozion pe tema, deci, partea asta liberală și sperăm, deci, partea a doua, deci, ceva de socializare între cei care participă la această acțiune. De aici la partid? Sau... Și la partid, și aici, și în alte locuri. Locații. Încă nu e luat o decizie deci asta, unde se partea de socializare, dar deci avem timp până în august, este timp suficient, 2 luni de zile, deci să facem această acțiune. Dacă aveți ceva întrebări... Legat de congresul de sâmbătă la PNR, iată că se discuta despre o alianță, o cooptare a membrilor pedeliști în echipa liberală. Ce mai probabil se va pune și în practică. Cum vedeți această alianță, sau nu știu ce spun, la nivel local? Și iată că PNR-ul devine o echipă mai puternică și în Consiliul Local Municipal, prin cooptarea 2 membri. Cum vedeți opoziția acum la nivel local, în plenul ședinței Consiliului Local? Deci, după cum ați putut observa după alegerile europarlamentare, domnul fost președintele partidului, prin propunerea de intrare în Partidul Popular European, al doilea obiectiv al nostru a fost această fuziune, deci o întărire a dreptei. Deci s-a făcut apel la toate partidele de dreapta, deci Partidul Democrat Liberal, Forța Civică, condusă de domnul Mihai Răzvan Ungureanu, de Partidul Popular European, deci Partidul Mișcarea Populară, doamna Udrea. Deci acei oameni care doresc adevărat să fie
în partea dreaptă și chiar din dreapta al forței politice. Deși au fost primele discuții la nivel de partide, s-au stabilit niște comisii din partea fiecărui partid și chiar am discutat și la nivel de județ. Deci așteptăm toate informațiile necesare și pașii care trebuie parcuși pentru această fuziune. Mai mult ca... Mai probabil se va concretiza. Deci se va concretiza într-un termen cât mai rapid. Ați văzut și la declarațiile politice care au avut loc la congres de către domnul Klaus Iohannis. Se încearcă cel puțin până în septembrie să facă și un congres unde se va stabili și candidatul pentru prezidențiale și fuziunea între cele două partide. Deci nu avem toate informațiile necesare legate de această fuziune. Iar legat ce spuneați dumneavoastră de o colaborare, noi suntem, am fost în colaborare cu Partidul Democrat Liberal și în 2008, când am câștigat primăria municipiului Pașcani, a fost susținut domnul Crăciunescu de către membrii Partidului Democrat Liberal, nu? Și sperăm și pe viitor. Atunci lucrurile s-au mai schimbat. S-au mai schimbat ca și în politică. Te schimbi, după aia ați văzut, a fost atâtea alianțe și alianța Dan 2004, a fost și USL-ul, dar așa este în politică. Noi încercăm totuși, există o alternativă la Partidul Social Democrat. Să fie un partid mai puternic de dreapta, cum sunt și în alte state. S-au început unele discuții de la nivel local. Ce s-a fost deci, cu cei de la PDR? Nu, deci nu. Așteptăm să fie în toate obiecte, deci exact cum se parcurg pașile de sus în jos. Pentru că nu vrea să fie probleme când se încep aceste fuziuni. Deci se pornește de sus, stabilește exact cum la orice alianță și orice fuziune. Pentru că printr-o fuziune, cum știm, eu mai participat pe parcursul celor 22 de ani de politică, toți cei care vin în nou partid își păstrează anumite drepturi, tot vechimea și se vor da și posturile care normal până să facă alte alegeri, deci la paritate. Deci va fi o colaborare strânsă și sperăm cei doi colegi care devin în Consiliul Local cu cei patru consilieri să fie o poziție puternică la actuala conducere. Referitor la acest subiect, aș vrea să fac și eu o mică completare. Indiferent ce s-a întâmplat la nivel central, noi aici la Pașcani, am fost, Partidul Național Liberal a fost tot timpul în opoziție. Da. În mod normal, și PDL-ul ar fi trebuit, sau a fost și el, hai să zicem, cu aceeași, dat din cap așa, a fost și el în opoziție. Deci, nu avem o problemă la nivel local de a realiza această fuziune. Singura problemă care este în momentul de față, PDL-ul are o problemă să-și stabilească oamenii și că ați văzut, la ei în ultimul timp sunt mișcări browniene, din astea, adică o mișcare necontrolată. În momentul în care vor veni semnalele de la centru și se vor stabili exact la ei structurile de conducere și vom avea cu cine discuta, vom porni discuții. Dar, bineînțeles, păstrând pașii și ierarhia. Legat de al doilea aspect, spunea ceva de PIN-ul, că lucrările decurg destul de greu. Care ar fi motivul? Motivul. În momentul, acum motivul care îl invocă primăria este că ei invocă că ar fi probleme de proiectare. Deci, întotdeauna când vrei să găsești un motiv de nerealizare a unui lucru, dai vina pe altcineva. Până la urmă, proiectul a fost făcut de niște specialiști. Aceiași oameni care lucrează acum în primărie au lucrat și la vremea respectivă și de ce atunci nu au atenționat și atenționează acum? Mă refer la specialiști, cei care sunt la urbanism, specialiști de la compartimentul de programe europene sau achiziții. Deci sunt aceiași oameni, nu s-au schimbat. Nu? Ei spun că fosta conducere a impus, practic, să... N-a impus, că fiindcă documentația n-a stat la Crăciunescu în birou. Documentația a stat la compartimentul de programe europene, la compartimentul de achiziții, la unde s-a dat pentru obținerea autorizațiilor necesare. Deci nu, nimeni n-a ținut documentația ascunsă. Să înțeleg că actuala conducere nu dorește să realizeze proiectul respectiv. Nu, nu. A, da, dorește. Dorește. Care e motivul pentru care întârzi? A fost contestată.
Deci odată au fost contestațiile care s-au depus în timp și după mine mai este încă o problemă, impotența firmelor, a unora dintre firmele care au câștigat licitațiile. Și aici fac referire direct la parc. Mai e o... Deci impotența, când zic impotență, mă refer la faptul că din dorința de a câștiga proiectele, probabil că au sublicitat. Deci valori sub valoarea reală de realizarea proiectului și atunci s-au văzut în situația de a nu putea realiza proiectele cu valorile care au licitat. Și atunci găsesc motiv tot de a amâna, de a găsi alte soluții, de alte finanțări și așa mai departe. Deci cam asta. Deci vinovatul ține cine ar fi? Vinovatul. Aici ca să trebuie făcut o analiză și de găsit mai mulți vinovați, că nu este unul singur. Deci e vorba de urmărirea proiectelor, e vorba de... Păi, cine este vinovatul dacă închei un contract pentru o lucrare să o termin în 6 luni de zile și dau un exemplu, nu știu dacă a fost exact 6 luni și a trecut 1 an și 6 luni de zile și lucrarea nu este finalizată. Primul rând, îl iei la întrebări pe ăla care trebuia să execute lucrarea și trebuia să se încadreze în termen. Dacă ăla spune, n-am putut să o fac, că nu am fost finanțat, că nu mi s-au dat banii pe lucrările care le-am făcut, este altă treabă. De asta am zis că nu pot să spun eu cine este vinovatul. Trebuie făcut o analiză pe fiecare proiect în parte și spus adevărul la fiecare. Ați solicitat dumneavoastră cadrul Consiliului Local niște date pe proiect respectiv să urmăriți, să vedeți dacă s-a respectat ceva sau deci nu este blocajul? Nu, la pentru mine este foarte clar. Dacă au fost, sunt niște contracte cu niște termene și nu au fost respectate termenele, nu eu sunt, adică nu pot să fac eu, să zic, analiză pe fiecare contract. Aici sunt specialiștii din primărie care urmăresc, fiecare are câte un responsabil dirigente, de proiect, de cu diriginte, cu responsabil, adică fiecare proiect are o echipă. Și pe lângă echipa respectivă mai este și dirigintele de șantier care îți dă cu semnătura că s-a respectat proiectul și s-au făcut lucrările de calitate respectivă. Ultima întrebare. Rămâne candidatul PNL pentru alegeri locale, domnul Marius Pintilie, sau încă nu se știe? Dar cine v-a dat noastră numele ăsta? Eu așa știu de la... din birou, că el ar fi candidat. Deocamdată, deci am mai făcut, noi am făcut, facem următoarea afirmație. Domnul președinte poate să spună, dar din ceea ce știu eu, din discuțiile noastre, că pentru candidat se va face la un moment dat un sondaj de opinie și cel care va fi cel mai bine plasat o să fie candidatul nostru la funcția de primar. Am discutat și cu domnul echipă și cu domnul Marius Pintilie și cu dumneavoastră și spuneați că se face un sondaj în interiorul partidului. Se va face. Deci nu în interior, adică nu în interior, în sensul că noi să ne dăm. Trebuie făcut un sondaj la nivel de cetățeni. Sigur. De principiul Pașcan, care să spună pe celor că eu pot să spun că îl vreau pe Iene, el o să spună că îl vrea pe Marius Pintilie. Nu asta este... trebuie un sondaj de opinie în mijlocul populației care să spună pe cine vrea. Marius Pintilie și-a anunțat candidatura la alegeri locale. Da, el dorește să... Nu și-a anunțat. El dorește să candideze, da? El s-a exprimat dorința de a candida la primărie în proiect televiziune, deci emisiunea de televiziune. Fiecare. Și eu pot să vreau să candidez. Dar asta înseamnă că este o competiție internă, cum și la nivel central, este o competiție între doi oameni pentru a candida la funcția de președinte a României. Mai este cineva din PNL la actuală care și-a primit funcția de primar la Pașcani, în afară de domnul Pintilie? Domnul, la un moment dat, da. Sigur. Au fost exprimate intenții, da. Am exprimat intenția, dar nu s-a luat nicio hotărâre a biroului. Domnul președinte poate să spună cum procedăm noi. Nu, și până la data stabilită din depunerea, s-ar putea să mai apară și alte, mai apară, și alte intenții. Sigur. Nu știu, eu încă nu mi-am exprimat. Deci, eu am spus exact în 2013, când am preluat frâile aceste organizații, vom face o competiție pentru candidație la primăria municipiului Pașcani. Momentul care va stabili definitiv se face pentru un sondaj. Sondaj, cum spunea și colegul meu, la nivel de județ, nu la nivel de partid. Adică nu vom electoratul decide. Deci vom contacta o firmă de sondaj, vom face un sondaj la nivel de municipiu, cu suburbii și ce mai bine plasat dintre cei care doresc cu adevărat să candideze, o să fie candidatul partidului.
Deci nu există deocamdată niciun candidat. Și vă promit, după alegerile prezidențiale, o să încercăm să avem și candidatul. Deci până atunci competiția este deschisă. Sigur, cei care doresc cu adevărat să candidez, domnul Iene, domnul Nichifor, domnul Pintilie, domnul... Avem colegi, sunt colegi bine care sunt doamnele... Consiliere, director de instituții, deci oricine poate participa la această, numai dacă își manifestă dorința. Deci... Semnale din partea feminilor? Da, nu e exclus apar. Da. Deci, nu deci e sunt, avem și semnale din partea feminilor. Deci s-ar putea să fie o surpriză. Poate să fie și o surpriză. Sim. Cineva din afara partidului pe care noi, în ultimul moment, să zicem că el este candidatul nostru. Da. Ținând cont de faptul că urmează fuziunea cu PNL. S-ar putea candidatul să fie... Nu. Există posibilitatea să mai apară și alți candidați. Problema este că, într-adevăr, deci domnul Mareș Petrie acum, a fost primul care și-a exprimat intenția de a candida. E un lucru foarte bun. Spuneau colegii mei, există o competiție aici, așa va fi o competiție internă, cel mai bine plasat. Este exclus că la un moment dat domnul Petrie să fie cel mai bine plasat. Domnul Ien, cel mai bine plasat dintre candidați, va fi cel care va reprezenta partidul alegerii. Colegul meu spunea despre domnul Petrie, pentru că și domnul Antoniței, când a venit Pașcani, a spus că avem un candidat tânăr aici. Da, el, fiindcă el își exprimase... Da, este cel mai tânăr. Își exprimase intenția de a candida. Dar nu înseamnă că este bătut în cuie. Își exprimase în urma unei discuții avute în interiorul partidului cu biroul executiv în care spunea, el a rămas candidatul PNL-ului pentru alegerile. N-a fost așa ceva. Niciodată. Domnul Marius Pintilie și-a exprimat de mai multe ori intenția asta, chiar și în emisiuni televizate. Și noi nimeni n-a zis că nu e bine ce face. Deci omul vrea și chiar ne bucură faptul că avem mai mulți oameni care să aibă această intenție. Problema este încă nu este bătut în cui. Când se va face acel sondaj sau după alegerile prezidențiale, se va numi candidatul oficial. Desemna mai bine. Va fi desemna. Altceva? Mulțumim.